În continuare să răspundem la două întrebări. Există vreo diferență între Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Hristos glorificat? Unii zic, când cineva crede, el primește Duhul Domnului Isus, iar când este botezat cu Duhul Sfânt, primește Duhul Sfânt. Există oare într-adevăr două duhuri divine? Răspunsul este nu. Biblia spune, este un singur duh. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetul 4. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Noi avem intrare la Tatăl printr-un singur Duh. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2, versetul 18. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un Duh. Toate acestea le lucrează unul și același Duh. Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 12, versetul 11. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. În pasaje ca Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 6 și 7. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 9. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele 14 și 15. Întâia epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, versetele 17 și 19, se adeverește că Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Hristos sunt una și aceeași persoană. Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 6 și 7. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele 14 și 15. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, versetele 17 și 19. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Dacă nu există decât un duh, de ce Apocalipsa, capitolul 1, versetul 4, capitolul 3, versetul 1, capitolul 4, versetul 5 și capitolul 5, versetul 6 vorbește despre
șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 4. Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 1. Îngerului bisericii din Sardes scrie-i, iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele, știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Apocalipsa, capitolul 4, versetul 5. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 5, versetul 6. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. Față de toate pasajele care demonstrează unitatea și unicitatea Duhului, această expresie nu poate să însemneze că sunt șapte duhuri diferite. Și totuși, cum să înțelegem afirmația din Apocalipsa? Să ne amintim că Apocalipsa lui Ioan folosește adesea un limbaj simbolic. În acest limbaj, cifra 7 reprezintă plinătatea și desăvârșirea. În cartea Apocalipsa, capitolul 5, versetul 6, mielul junghiat are 7 coarne și 7 ochi. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. Concluzie. În concluzie, la tot ce am spus până acum, putem afirma cu certitudine, bazați pe Sfânta Scriptură, că Duhul Sfânt este o persoană, este a treia persoană din divinitate și că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Prin urmare, primind Duhul Sfânt în inimă, l-am primit pe Dumnezeu împreună cu toate harurile și responsabilitățile ce decurg de aici. Deci, să fim atenți!